Am ajuns la Roada Duhului, suntem la penultima lecțiune din Roada Duhului, Bucuria, și se pare că chiar aveți nevoie de tema asta, că vă văd un pic amposați. așa mai năcăjiți, aveți sesiune sau ați picat ceva examene, că nici nu le nu? Da, Bucuria. Dacă poți să dai mai departe, că nu le mai citim pe toate, da? Am găsit în Biblie un verset foarte interesant. Bucuria Domnului, ăsta va fi motoul acestei serii. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Ca să fii tare, în mod normal trebuie să faci sală, nu? Ca așa se zice acum. Eu v-am spus că am primit de la 18 gim două abonamente, dar nu o să mă duc niciodată, nu vă speriați. Le-am primit gratis, nu că mi le-am cumpărat, da? Și totuși tăria, tăria vine din bucurie. Observați? Care e logica? Să vină cineva în seara asta după slujbă să zică sunt bucuros, am o bucurie și bucuria mea mi-a dat putere. Bucuria mea nu m-a făcut egoist, bucuria mea nu m-a făcut introvertit, nu m-a făcut supărăcios, nu m-a făcut răutăcios, Știți că sunt oameni care se bucură, dar nu ei se bucură. Nu vor să se bucure nimeni în jurul lor. Da? Bucuria Domnului, zicea Neemia, când rezidea zidului termat al Ierusalimului, va fi tăria voastră. N-aveți niciun motiv, în mod normal din perspectivă logică, trebuie să fiți obosiți, distruși, fricoși, afectați. Au început examenele, nu examenele, facultatea, au început un nou an, o nouă situație, o, ești la un nou semestru, dificile lucruri vin peste tine, obosit, stresat, nu știu, poate și lucrezi, ești în plină activitate și începi să te superi, începi să te superi, te supără unul, te supără altul. Și Domnul îți zice, fii atent, nu ai putere, nu pentru că nu ești tare. Nu ai putere pentru că nu ai bucurie. Ce lecție vrea să ne învețe Duhul Sfânt în seara asta? Dacă n-ai bucurie, n-ai putere. Vedeți, sunt oameni care mă abordează foarte răutăcioși. Am amintesc că venit la o conferință de era erau 40 de solidoci. Am eu ceva cu solidocii, da? dar numai fizic. S-au supărat că ținut 5 ore. Stați liniștiți că nu vă țin 5 ore în seara asta, da? Eram în, în, Spania și au ținut conferința 5 ore, de la 3 la 8 când am vrut să le termin conferința, la o fără cinci, am coborât de la învon, au zis liderul, du-te înapoi că s-a blocat strada. Cum erau 350 de tineri veniți din mare parte a Spaniei și erau doar două toalete, s-au blocat toaletele și au trebuit să vină aia să desfunde tot. Și au zis, domnul, nu, acum ține că trebuie să mai dau încă 15 minute, da? să poți să, fig, să le spui ce îți transmit. Și au venit 3-4 de ăștia puternici, au trimis o fetiță de 15 ani, au trimis-o la mine. Și zis, frate Caleb, așa ne-ai criticat în seara asta. Păi, nu mă critici, ne-ai zis. Deci, numai negativ ne-ai zis. Și mă uit așa în ochii ei și zice Duhul Sfânt, schimbă starea prin cuvintele pe care le dau. Și am zis, serios, deci tu chiar... Chiar ți-ai dat seama după primele 15 minute, o, o oră jumătate de predica, după primele 15 minute ți-ai dat seama că te-am criticat și ai rămas în sală? Azi dăm voie să strâng mâna pentru că ești cea mai bună ascultătoare care o cunosc pe planetă. O zic, bă, păi am venit să mă cer cu dumneavoastră și dumneavoastră mă felicitați, nu mi-a no, mi ieșit nimic, Nu, nu mi-a ieșit tot. Nici o problemă că ți-a ieșit. Ce știi ce înseamnă asta? Adică vezi oameni răi în jurul tău, vezi oameni răutăcioși, ranchiunoși, cu resentimente, cu probleme, cu situații dificile în viață, da? Tu nu reacționa ca ei, că o să mulțești rău în lumea asta, o să crească la nivel uh, exponențial răutatea în oameni, o să fie foarte multe probleme, pentru că tu n-ai știut să abordezi problema. Când vezi că un om e rău, dar ce să-i faci dacă e rău? Și ce zis, apropo de împăratul Saul, și ce zis, când s-au adunat în jurul lui niște oameni și zis, cu ce ne poate ajuta fiul lui Chiș, bine mă, stai abar cu el, au vin să caute niște măgărițe și cum au ajuns rege, din greșeală au ajuns rege, nici măcar nu au fost capabil să stea printre oamenii care trebuia să fie cu regii, că s-au ascuns printre vase și cât era de înalt să știu te ascunde, nu aveți nicio problemă când trebuie să te poți, da? Și o a o grămadă, Și ce făcea Saul? Se făcea că noi că nu-i aude. Foarte multe probleme în viața ta e pentru că auzi prea mulți. Prea mulți auzi. Ai mari probleme cu modul în care ai bucurie sau mai ales n-ai bucurie, pentru că tu îi auzi pe toți. Nu știu cum să vă explic, m-am obișnuit să comentez împotriva mea și nu mai place fără comentarii aproape, pentru că nu-i mai aud. Nu-i mai aud. Am zeci de mesaje pe WhatsApp pe care nu le citesc și le-am arhivat, le deschid doar că sunt în avion, că acolo nu mă vede că am citit, știți? Și la final, ca să mă ei, zice așa, dau unread, că n-am timp să le răspund. Nu mă ocup cu prostii, nu mă interesează de oamenii care n-au o intenție bună, pentru că nu pot să-i salvez. De deci, ce? Intenția lor era bucuria Domnului va fi tăria ta. Știi când? Când tu -ai pe Domnul. Când îl lași pe Domnul să-ți genereze bucurie și când bucuria lui produce în tine o forță extraordinară, tu nu mai ești ca alții, o grămadă de oameni vor fi răi tău, la fel de răi, la fel de ciudoși, la fel de răutăcioși, la fel de invidioși. Ai grijă, tu ești cu Domnul, bucuria Domnului va fi tăia ta. Terminologic, dacă ne uităm, bucuria în Biblie apare de 537 de ori, repartizate aceste apariții în 478 de versete. Pentru primate exod 4 cu 14, pentru ultimată, apocalipsa 19 cu 7. Saltă de bucurie, zice acolo cuvântul Domnului, pentru că dar iată că a început, a început nunta și soția lui s-a pregătit. De are sens bucuria când te pregătești. Mai întâi să observăm bucuria unei realizări. Care dintre voi se bucură când iau o notă mare? Cum care? Toți. Sper că nu dacă ai copia, da? Știți că nu e voie să copiați. Ok? O zis să nu m-a ajutat Domnul să copiezi. Te-a ajutat, da, satana, prietene. Satana te-a ajutat. Că ai și furat, adică a luat informațiile de altora și ai și mințit în scris că tale. Ai făcut două păcate într-un singur moment, copiind. Da? Asta e pentru cei care sunt în anul întâi, dacă nu știați. Uitați-vă, zice Biblia, bucuria simbriașului Iov 14 cu Când un om ia leafa, când intră bani în cont, parcă îi bate inima altfel, știți? Au fost supărată înainte, din toate bucuros. De ce a intrat primul salar. După primul salar, deja începe să zâmbească altfel. Uitați-vă, Biblia zice, Asta e normalitate, Eclesiastul 5 cu 19, să se bucure în mijlocul muncii lui, aceasta este un dar de la Dumnezeu. De este oameni care în timpul muncii îs răutăcioși, îs urăcioși, îs plini de ranchiună, n-au cum să se bucure, de ce? N-au darul ăsta din partea lui Dumnezeu, muncesc pe trag păcate, disperați și nu pot să fie bucuroși. Este o mare problemă, bucură-te bucură de munca ta, asta e o, bucurie, o, bucurie a normalității, ai o realizare în viață, nu fi supărat că n-ai o realizare mai mare, nu fi supărat că altul realizează mai mult decât tine, bucură decât ai tu. De ce te bucuri numai atunci când vezi că altul e mai jos ca tine? Asta e o bucurie interzisă, aveți mare atenție, mare grijă. Bucuria unui realizări, doi, bucuria, bucuria, răului sau a păcatului, pot să-i zic. Uitați-vă, bucuria neleugiutului Iov 20 cu 5 este numai de o clipă. Ce trist! Evrei 11 cu 25, e vorba de Moise, a părăsit Egiptul și a găsit mai degrabă, mai valoros, să sufere o cara lui Hristos decât să se bucure și să fie bucuros o clipă de păcatele care există. Bucuria trecătoare a păcatului. Ai grijă. Este o bucurie falsă. E bucuria răului. Când ai senzația că ai pus mâna pe ceva care nu e a tău, când ai senzația că ți-au mers un lucru greșit în viață, și când problemele tale sunt date peste cap, oprește-te. Nu lăsa răul să se așeze în viața ta. Și dacă a venit un rău, se spunea deja aici, dacă a venit un rău în viața ta, răul ar trebui să-ți producă rău, greață, Să, -ți, să fie dur, dureros de rău, răul în viața ta. Mă doare pentru păcatul meu, se afecteze păcatul. Să te simți atacat de păcat, pentru că răul și păcatul afectează mai întâi mintea, privirile, urechile, buzele. Adică vorbește, nu trebuie. Umbli pe unde nu trebuie, Aia e o problemă. Apoi, al treilea lucru, aș vrea să vorbim, este bucuria ca reacție a inimii. Să știți că bucuria nu este o reacție fizică neapărat, este o reacție interioară. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, să se bucure în inima lui. Referințele acelea nu intrăm în detaliu. Apoi a se bucura inima în Domnul. O femeie a rămas însărginată și e vorba de Samuel, da? E mama lui Samuel. Și în capitolul 2, primul verset, nu spune nimic altceva, ci zice Mi se bucură inima în Domnul și în Dumnezeu. Îmi saltă inima de bucurie. Cântarea asta o reiterează Maria când zice Mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu pentru ca a privit înspre starea zmerită a robei sale. O bucurie când vei fi arătată cu degetul, când toți vor spune despre tine care m-a însărcinată când ești adolescentă, când și lui Iosif fi groază de tine și de viața ta. Caz care nu se mai poate reitera. Cum să te bucuri? Se o bucurie de alt nivel. Se o bucurie atunci când treci prin situații neînțelese, nepricepute de oameni, când oamenii se uită interesant la tine și zic că, o, oh, săracu, și tu să ai bucurie. O să vedem despre asta imediat să slujești cu bucurie și cu dragă inimă. Nu de silă, nu din obligație să-i ci din pasiune. Să-ți placă să slujești. Să nu poți să dor noaptea dacă într-o zi nu l-ai slujit pe Domnul din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată pasiunea ta. Să slujești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și să-i spui Dumnezeu, Doamne, eu pentru tine trăiesc, eu pentru tine respir, eu pentru tine mă duc la închinare. N-am niciun interes meschin. Ferească Domnul să slujiți ca să vă căsătoriți bine. Ferească Domnul să faceți o lucrare, să ieșiți în față, se spunea. Ferească Domnul să vă intereseze ce zic oamenii despre voi. Că veți fi așezat sub un test dificil prin care trece orice om al lui Dumnezeu. Când la un moment dat nimeni nu o să vă mai aprecieze. Când să vă uitați în jur și o să aveți doar comentarii dure, atunci se vede cu cine umblați. Atunci se realizează dacă ești omul lui Dumnezeu când peste tot oamenii vorbesc de rău despre tine, timp în care tu ai făcut doar bine. Asta e durerea. Asta e profunzimea și asta e paradoxul unei slujiri autentice. Să lucrezi cu inimă plină de bucurie. Când oamenii din jurul tău nu pricep nimic din ce faci tu. Dar din când în când Dumnezeu să-ți arate o minune. Din când în când Dumnezeu să facă o lucrare. Să auzi un om care e salvat. Să realizezi că cineva a avut gânduri suicidale și a fost eliberat sau eliberat. De ce? Pentru că tu îți faci lucrarea la locul tău. Pentru că bucuria nu este o reacție audibilă neapărat. Bucuria ne are de -a face cu ceea ce poți atinge cu mâinile, simți cu nările tale, cu urechile tale să auzi, cu ochii tăi să vezi. Simțurile tale, cele cinci simțuri ale omului nu au de a face neapărat cu bucuria. Când vedeți pe un om care sare de bucurie să vă fie milă uneori de el, compătimiți că nu știți cât plânge acasă. Pentru că marea majoritate a lumii în care noi trăim e o lume supermascată mascată în care oamenii nu-și arată adevărata lor identitate a inimii. Radiografia inimii o face doar Duhul Dumnezeu, doar Domnul Isus Hristos. Și oamenii care zâmbesc cel mai mult și mai ales nesincronizat când ar trebui, sunt oamenii cei mai însingurați din lume. Îi afli doar în birouri când intri într-un spațiu confidențial să vorbești cu ei. Pentru că asta e viața în care noi trăim toți. Pentru că, dragilor, bucuria este o reacție a inimii. Nu e neapărat o reacție a exteriorului. Asta se poate observa după aceea, în diverse forme, pentru că o să vedem că este o și o bucurie a tremurului. Care e reședința bucuriei? Să primești cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Să fii primit cu bucurie în fața lui Dumnezeu. Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care va alege Domnul. Se vorbea despre casa Domnului. Să ai o pasiune pentru spațiul ăla unde știi că e prezent Dumnezeu. Bucuria în cazul unora se manifestă în momentul în care încep să vorbească în alte limbi, când resimt o prezență extraordinară a Duhului, când puterea lui Dumnezeu se arată, când în jurul lor nu mai există nicio resursă care să le genereze argument pentru bucurie. Uitați-vă, zice Habacuc 3 cu 16, dacă va ajunge o vreme în spațiul ebraic în care pe toate teritoriile, pe toate pășunile să fie tot numai praf și pulbere. Când în staule toate oile vor fi distruse. Când niciun animal de tracțiune, adică boii, nu vor mai fi în viață. Când nu va mai avea rod, nici măzlinul, nici smochinul, când nimic nu va exista care să genereze posibilitatea continuării vieții pe planeta asta. Când va fi doar plâns, durere și faliment. Omului Dumnezeu Habacuc zice în capitolul 3, versetul 17. Eu, uitați-vă la mine, tot mă voi bucura în Dumnezeu. De ce? Mă bucur în Dumnezeu, nu care îmi dă bani. Nu în Dumnezeu care îmi face măzlinul să rodească și smochinul să-mi dea de toate. Nu în Dumnezeu care mi alimentează și îmi dă gaz la mașină să alerg prin țară sau prin Europa. Nu. Nu Dumnezeu care e cu mine atunci când îmi iau examenele. Nu Dumnezeu care e cu mine când toți mă laudă și mă apreciază. Ci Dumnezeu care rămâne cu mine și am o garanție. E Dumnezeul mântuirii mele. Pentru că finalmente, dragilor, nu aplauzele oamenilor contează. Nu maniera în care colegii tăi de la locul de muncă sau colegii tăi de facultate, nu maniera în care oamenii din anturajul tău te apreciază și spun, da, ești extraordinar, asta e trecător, pentru că într-o zi o să dai cu ochii și cu dinții și cu fruntea de realitatea unei minciuni, pentru că mulți te-au lăutat pentru că au interese. Și când interesele lor se termină, s-au terminat și cu laudele. Și dacă ai și intrat în concurență cu interesele lor, o să vezi tu ce durere porți în viață. Pentru că te calcă pe bătătură până vrea să te distrugă, să, să nu mai te vadă în fața ochilor. Pentru că asta e lumea în care trăim noi, o lume concurențială. Dar când tu pleci acasă, când tu te pui pe genunchi, când tu închizi telefonul, când tu nu mai ai nici o sursă de pe pământ, de la nivel orizontal, care să te informeze sau care să te șocheze, tu ai o resursă specială, tu vorbești cu Dumnezeu indiferent cine e în jurul tău, indiferent câtă tăcere e în jurul tău și indiferent câte lacrimi sunt în jurul tău, indiferent cât oameni răi stau în jurul tău să te atace, tu nu depinzi de oameni. Vă rog frumos să ajungeți la nivelul în care să nu mai depindeți sentimental și emoțional și bucuriile voastre să nu depindă de ce zic oamenii. Bucuriile noastre trebuie să depindă de ce zice Dumnezeu. Amin. Pe noi trebuie să ne intereseze ce părere are Dumnezeu despre noi. Noi trebuie să ne pese finalmente de maniera în care Dumnezeu lucrează în noi. Nu de ce zic oamenii despre noi. A rămas ca un catarg înfipt în istorie Habacuc, cu numai lui Dumnezeu și în jurul lui nicio șansă nu mai exista. Totul era spre deprimare, totul era spre minus, totul era spre faliment, insucces, insolvență, tot ce vreți, distrugere totală în toată nația ebraică. Și zice Biblia, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Eu umblu cu Dumnezeu și dimineața și seara. Eu sunt dependent de Dumnezeu, indiferent de contextele prin care mă mișc. Și ascultați-mă ce zice El. Prima dată am crezut că e ceva pozitiv. El mă ajută să urc pe înălțimile mele. Calc pe piscuri înalte, ca și cerbul, ca și căprioarele. Și apoi mi-am dat seama că este foarte dificil. Știți, există dealuri, există dealuri, dar există piscuri. Adică există ceva care e doar cât un vârf de deget. Și dacă n-ai călcat exact acolo, dacă acea căprioară pe piscuri înalte n-a călcat exact unde trebuie, milimetric de să calce, asta înseamnă că în dreapta ai abis, în fața e abis, în stânga ai abis, în spate e abis. Dacă nu calci exact unde trebuie, apropo de Psalmul 25 care spunea sunt lațuri în jurul picioarelor mele, Oamenii mă urmăresc și vor să mă atace, mă întind lasuri, intenționat să mă prindă. Dar Dumnezeu e cu mine. Dumnezeu e de partea mea. Dumnezeu nu mă las. Dumnezeu e prezent lângă viața mea. Mi-am că un proroc care era și păstor mi-a zis, frate, Caleb, ai grijă cum calci în următoarea vreme. Asta e de ceva va ani, că nu vă spuneam acum altfel, dar mi-a venit dintr-o dată. Ai grijă cum de calci, pentru că există pe unde calci un fel de pavaj, așa, doar artificial. Și în foarte multe locuri ți s-au săpat niște gropi. Și ai grijă unde calci. Să nu cumva să calci într-o groapă. Unii se ocupă numai cu gropi, alții numai cu prostii. Dar nu asta e problema ta. Problema ta e unde calci tu. Asta e problema ta. Asta e problema mea. Depinde de mine dacă voi cădea într-o groapă. Că ori n-am avut călăuzire când am călcat, ori am călcat prea repede, ori m-am băgat în treaba altuia și uite că am ajuns să greșesc și să mă împiedic. Și dacă am călcat cu dreptul, mai e cum via dacă mai sunt cu stângul în picioare. De dacă am călcat cu amândouă picioarele, nu mă domne te mai scap. Să fiu umplut cu bucurie. Să cânți de bucurie 1, 15 cu 16, apoi 5, uitați-vă, bucuria respectării cuvântului. Ascultați ce zice omului Dumnezeu când este distrus din perspectivă socială, când familial nu mai are decât pe nevastă sa și nici nevasta lui nu îi pricepe necazul. Când toți prietenii lui, cei trei la număr șapte zile, au stat pe mut, de stăteau o viață întreagă, aș fi dat zece cu steluță, doar început să vorbească și ei săraci. Cum vorbește orice om, că asta e viața. Ascultați ce zice omului Dumnezeu în Iov șase cu zece. Îmi va rămânea măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește Dumnezeu ca niciodată. Niciodată. N-am călcat poruncile celui sfânt. Eu vă zic în momente în care nu mai am soluții, când cerul stă într-un duel extraordinar, Dumnezeu cu Satan face un fel de discuție și Satan zice, normal că te binecuvintează pentru că turmele lui acoperă țara, normal că îi merge bine în viață. Și când Dumnezeu mă expune, când Dumnezeu mă aruncă parcă la zarul în lumea asta, când Dumnezeu îi permite diavolului să-mi atingă pielea, când trupul meu este expus din cauza faptului că Dumnezeu vrea să facă o demonstrație la nivel celest, la nivel de intergalaxie, mai mult decât asta, am o satisfacție, zice Iov. Indiferent cât de greu o să fie în durerile mele, falimentele mele, când toți din jurul meu îmi spun că sunt păcătos, că altfel Dumnezeu n-ar fi îngăduit asta peste viața mea, când oamenii din anturajul meu mă atacă, mă calomnează, mă distrug și vor să-mi facă viața grea, țineți minte ce zice Iov, am o singură satisfacție, bucuria respectării cuvântului. Când toate durerile mă copleșesc. Ce și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că peste tot e doar durere. A fi copleșit înseamnă să fii acoperit de durere. N-am călcat niciodată, a zis el. Extraordinar. Poruncile celui sfânt. Asta da bucurie. Să fii bucuros că respecti cuvântul lui Dumnezeu. Să aibă cuvântul lui Dumnezeu și respectarea lui ta forță în tine încât să-ți genereze bucurie. Venea o grămadă de prieteni lui Iov și a patrulea Elihu mai tânăr și au venit și au zis ă, da, normal că Dumnezeu te-a pedepsit, că nu se poate, că Dumnezeu nu face răul. Dacă, dacă tu ai făcut ceva, trebuie să-ți vină plata. Și de fiecare dată Iov venea cu un răspuns. Și răspunsul lui era mult mai corect. Și Dumnezeu a zis la final, niciodată să nu faceți predici din răspunsurile prietenilor lui Iov. Pentru că nici unul dintre ei n-a vorbit așa de drept despre mine. Cum a vorbit dreptul și Sfântul robul meu, Iov. Uitați-vă ce bucurie asta. Psalmul 2,11. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă. Tremurând. Nu cum la King, nu știu ce, coming. la împărăția lui Dumnezeu care vine. Nu cu sărituri. Nu cu urcă, urcă. Vă rog frumos să, să, nici, să nu deschideți să de videoclipuri. Deci atât ai de aberantă situația, încât nici nu vă recomand să atingeți, să nu cumva să le faceți vizualizări. Vă rog. Vă rog frumos, când vedeți că și când lui Dumnezeu acum apare, când îl trântește pe unul pe jos și îl trăște și la altul îi pune mâna în frunte și îl țepă pe spate, vă rog frumos pe videoclipul ăla nici să nu dați click, că nici eu n-am dat, nici n-am de gând. Am văzut secvențe scurt, fără să vreau că am primit short și screenshot. Nu e bucurie când cineva generează bucurie, când cineva te forțează să te bucuri. Bucuria e uneori tremurând, să în respect. Slujiți Domnului cu frică, cu respect și bucurați-vă. Tremurând. Când îți vine să atingi păta scrin și să intri pe prostii, tremură, te rog. Tremură. Să-ți tremure degetele și mâinile. Și chiar îmi doresc să-ți se înghețe degetele când vrei să dai clic. Asta e binecuvântarea, nu-i blestem la berea, cumva. Foarte mare binecuvântare. să tremure mâinile. Și după ce ai tremurat așa, să zici, Doamne, ce bucurie că n-am intrat pe site ul morale. Nu mi-am permis. De ce? să respect. Respect față de cuvântul lui Dumnezeu care spune să nu privești într-un loc murdar. Cine se uită la o femeie ca să o ca și prea curvit cu ea în inima lui, spune Biblia, Matei 5 cu 28, bucură-te tinere. În tinerețea ta, fi cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, extraordinar cum chiar toate, dar l-am pus foarte mare tarolă. Dar să știi că bucuria asta ta poate fi una efemeră. Nu-ți fă viața formată din bucurii ale clipelor păcatului. Pentru că asta te vor duce la faliment. Dar să știi că pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată. Tremură în fața judecății lui Dumnezeu. Numai când te gândești, că se asuci 11 cu 9. Să ai respect față de cuvântul lui Dumnezeu la ideea că vine o zi în care se instaurează regalitatea Domnului Isus Hristos când pe tron este judecătorul suprem și când va judeca orice faptă bună sau rea din viața oricărea dintre noi. 6. Bucuria mântuirii. Ascultați ce zice Psalmistul în Psalmul 9 cu 14, ca să vestesc toate laudele tale în porțile ficei Sionului apropo de templul de casa Domnului și să mă bucur de mântuirea ta. Dă-mi iarăși, zice în disperare omului Dumnezeu David, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Am o mare problemă, zice el. Mi-am pierdut bucuria și dacă mi-am pierdut bucuria cel mai probabil o să-mi pierd mântuirea dacă nu mi-am pierdut-o deja, sunt foarte aproape. Și vreau, vreau Doamne, să te rog frumos, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Salmul 5, 1 cu 12. Bucuria mântuirii. Un bărbat a fost aruncat în celula de maximă siguranță în cetatea Filipii. Știi de ce? Pentru că a predicat în așa manieră încât după predică, aplicație practică, n-a zis o imagine din America sau din Spania sau din Asia sau în alte părți ale lumii de unde era el. Ce a zis o realitate și s-a uitat la o femeie care era dependentă de un duc de ghicire și a zis în numele lui Iisus Hristos ieși afară din ea. Și Duhul necurat de ghicire a ieșit din femeia aceea, instantaneu, la fracțiune de secundă. Și în loc să se bucure toți, încruntați, nervoși, agresivi, Noroadele au instigat, s-au dus la preoți, la ceilalți, au zis, oamenii ăștia vă niște prostii, niște lucruri care noi, romani, ta mai cine suntem noi, mântri de romani, Imperiul Roman, nici măcar nu trebuie să auzim despre dar aminte să le punem în aplicare. Așa că ei au luat ca pe niște cârpe umane și au aruncat în celula de maximă siguranță în cetatea Filipii. Bodyguardul, gardianul, i-a bătut bine. Și după ce i-a bătut bine, cu hainele rupte pe ei, le au prins picioarele în butuci, i prins mâinile unul o mână de un zid, cealaltă mână, cealaltă parte cu, lans, cu lanțuri. Dar ăștia nu au știut că nu le lipit buzele. Asta a fost mai greșeală la vieții lor. Pentru că bucurie este o expresie a inimii care de cele mai multe ori iese în afară prin modul în care vorbești. Dacă vorbești răutăcios, dacă te enervezi, dacă acolo, în intersecție, ești gata să-i dai în cap la unul, bucuria e doar o iluzie dacă acolo acasă nu te poți nici cum plia pe situația aia, ești cu încă una cazată, de da, în chirie. și unul nu a iese, alta intră, nici cum puteți vorbi, domnule, nici că sunteți șoarecele cu pisica, Nu-i normal. aici trebuie să ai bucurie. Amin? Trebuie să aibă pace. Trebuie să aibă pacea prezenței lui Dumnezeu. Trebuie să aibă puterea lui Dumnezeu care coboară peste ce ce sunt de partea Domnului. Ascultați ce zice Biblia. Știu că vă place versetul ăsta, fetelor, dar nu mai și băieților așteptarea celor neprioniți și a ce poate fi și la feminii, feminii nu va fi decât bucurie. Așteaptă-l. O să fie bucurie. așteaptă l o să fie bucurie. Nu mai bucurie. Când le merge bine celor neprioniți, bucuria rezultatul neprionirii, toată cetatea se bucură. Și ăia care n-au nimic de a face cu neprionirea, Acolo, cum continuă versetul, nu vă spun acum că uitați acasă. Proverbe 12 cu 20, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Dacă există așa o situație în care întotdeauna numai să-i dai sub braț, să lovești, să dai sub centură, să-l ataci, să chiar eu lui, să rezolvi eu, e o problemă. Eram în Bruxelles cu vă două săptămâni în urmă și predicam despre faptul că nu-i normal să ții la mașina ta. Și în timp ce predicam asta, da, m sunat pe telefon, aveam și întrebări și răspunsuri, m sunat pe telefon de trei ori un număr. Când sunt plecat în diaspora, nu prea răspund la numere, că unii vor să mă binecuvânteze prea tare și n-am timp pentru asta. Dar una peste alta, alții vor să facă cereri de ajutor și nu, 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 pot. De trei ori m sunat, știu că ceva care nu e în regulă. Am ieșit de acolo, am urcat să merg spre avion și când se ies spre avion, mă sună al număr și zice, mă, ziceam nu, o mă, vrei să -ți spun ce îți mașina? am crezut că e metoda accidentului, așa că am zis vreau să vă prezentați cum vă numiți că codul bun în România învață să vorbim frumos prima dată ne respectăm, apoi vă mă întrebați dacă cine sunt, ce cu mine am zis, bine, dacă vreți să știi, taci pac, eu închis telefonul, ăsta era de la bucuros -am, zis. No, am crezut că e o metodă prin care vrea să mă recuiască, să-mi ia banda, așa că m-am urcat liniștit în avion și când am ajuns acasă era sâmbătă de seara am întrebat-o pe ale, o știți pe mai frumoasă din lume, nu? Care ați venit primul an, nu să știți, nu-i problemă. Da? Și am zis, ale, oare e lovită mașina mea? Zic mi s-a părut că ceva nu e în regulă, că e acolo la ușă. Nu. No. Mă gândeam, dacă cine te-a pus să predici pe mașină, că nu ți la ea? Uite că, poc. Da? O trecut sâmbătă seara, o trebuie să ajung la rad, duminică dimineața, o trecut, o trecut, o trecut. Și luni dimineața n-am sunat de pe nimeni, mă sună un număr. Și Domnul zice, eu tatăl sau soțul, nici mai știu și cine, nu contează, persoanei, adică Doamnei, stau așa, care ți-o lovi imagine. Ok. Ne putem întâlni mâine, facem amiabil, în fine. Dar rețineți că nu m-am enervat, ne am gândit rău la omul ăla, și nici nu mă, n-am avut interesul să sun unul înapoi omul care mi-a zis, băi, știu ce e să lovit mașina. Astăzi am primit o poză pe WhatsApp cu mașina care o lovit mașina mea. Nu-i prea lovit asta nici zic că e aici mașina mașină, nu, nu e la descrăcere, da? nici la daună total. Dar cineva a ieșit într-o parcare și-o cu spatele. Păcat de mașină că era Mercedes, nu vă spun ce clasă, că e mai bine. Dar, dar săracul meu de tigoan, asta e. Omul a fost foarte corect. Și vreau să vă spun că mai sunt oameni pe planeta Terra și în România. Omul foarte corect mare sunat, ne- mi-a dat detalii, mi-a dat asigurarea, tot a fost foarte corect. Felicitări pentru un astfel de om și la final le-am spus că îl invit în semn de respect să vină la Biserica Betania ca să știți că mai sunt oameni, chiar dacă nu toți sunt pânticostali. Pace! Este foarte important! No, dacă eu mă întorceam de acolo, de la conferință, cu o falcă în cer, cu un ampământ pavioză, zic, bă, nu ți rușine ție, cum mi-ai lovit tu mașina, mă, O, zic, ta mai predicator în mic aleb. Păcăite, Cum nu vezi, ești orb, ce-i cu tine? Nu știi, să conducă, fică ta, -i ia -i carnetul. O grămadă sunt nervoși, știi? Numai că dacă făceam asta, la final, după ce am încheiat amiabilă, nu puteam să-l chem la biserică. Ai grijă cum te comporți că la final trebuie să-i o invitație când începe evanghelizările din 27 octombrie. Și după ce l-ai și preiat cu toate spreulele de pe pământ și de la de furnici și de, de, muște și de toate, nu prea poți să-l mai chem pe la biserică. Că o să zic că dacă tăzi de la biserică ai ca, ca tine, nu? așteaptă până vin eu. Vă pace! Ai un conflict acolo într-o zonă, ceva, situații. Nu lupta pentru a deține tu controlul. Cineva mi-a spus ceva foarte important. În orice discuție, chiar dacă pierzi, lupta câștigă omul. câștigă pe omul ăla. Dă o șansă. Arate că ești disponibil să recuperezi. Să te intereseze, greșește, corectează-l, nicio problemă. Dar câștigă omul, câștigă relația cu omul ăla că posibilitatea să te întorci, să-i dai o șansă. Poate Dumnezeu în viitor vrea să te folosească, să-i dai o încurajare. Fii tu omul ăla care să mai ai curajul să te întorci. Spui, uite-mi, a vorbit Dumnezeu asta. Bucuria este pentru cei ce sfătuiesc. La pace. Când vezi că după ce ai spus tu ceva, s a făcut pace în jurul tău, asta e bucurie, asta e da cu adevărat bucurie. Dacă după tine nu mai război, nu mai ranchiună, resentimente, scandaluri, făți o mare, o, ma, o mare, semn de întrebare legat de faptul dacă tu produci în jurul tău bucurie. Este o bucurie pentru cel neprigenit să, să facă ce este bine. Este o pasiune, este o bucurie. Pentru el nu e o chestie care să-l oblige, da? Nu, pentru el e bucurie. Uitați-vă, în al optulea rând, reactivarea bucuriei. Nu prietenește dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura iarăși astfel de fericire. Fericirea nu vine prin rețete fine, ieftine, șapte pași, cinci, trei, doi, patru, zero. Nu. Vorbește cu Dumnezeu. Reactivează bucuria în viața ta. Spune Domnului, Domnului, Doamne, am ajuns așa, să starea asta, mi, -mi de mine, nu-mi place cum sunt. Vreau să relegăm relația noastră. Vreau să refacem relația noastră. Am găsit un verset care mă blochează. Ascultați ce zice 2 Corinteni 7 cu 4, am o mare încredere în voi, zice Sfântul Pavel. Ascultați care e bucuria lui. Am tot dreptul să mă laud cu voi, să plin de mângâiere. Îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Avem necaz, zice Sfântul Pavel. Eu o vreme de necaz vreme în care Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, Biserica în care suntem noi mântuiții Domnului, trece printr-un necaz, prin situații nefavorabile, dificile, bariere peste bariere. Sfinții Domnului care se apropie de Dumnezeu trebuie să-și apropie inima pentru ispite, pentru atacuri, pentru calomnii, pentru bajocuri, să nu se mire de asta. Dar ascultați ce Sfântul Pavel, când mă întorc spre voi, oameni al lui Dumnezeu, care v-ați expus pentru Evanghelie, care vă puneți viața în joc pentru lucrarea lui Dumnezeu, când mă întorc spre voi, am argumente să mă bucur în mijlocul necazurilor noastre, să am o mângâiere, să mă bucurie. De ce? Te văd cum cânți, te văd cum reciți, te aud cum te rogi. Îmi dau seama că viața ta a fost schimbată. Realizez că tu nu ești un om ca alții. Nu ești un om care să depinzi de bucuria altora și de meritele altora și de favorurile altora. De ce? Pentru că în al doilea rând cu care închei există bucuria numită roada Duhului. Bucuria. Roada Duhului. Și dacă e roada Duhului, nu e roada omului, vei invit să vă ridicați. Este roada Duhului Sfânt în viață. Dar Aș vrea să stai cu ochii încheși în prezența lui Dumnezeu, să te gândești foarte bine, ai tu astfel de bucurie, e normal să te bucur când ai realizări, e normal să te bucuri când îți salariul un cont, e normal să te bucur când oamenii te felicită, e normal să te bucur când lucrurile îți merg bine, e normal să te bucur când ai reușit în viață, când mergi, mergi din putere în putere, din, din, ridicare în ridicare, din felicitare în felicitare, dar când te calcă oamenii în picioare, când te deranjează oamenii, când te împing oamenii, când te resping oamenii, când ai conflicte în viața ta pe care nu le generezi, când pentru Evanghelie pierzi din imagine, pierzi din perspectiva oamenilor, ești gata să ai bucuria Duhului, să fie Duhul Sfânt în tine care să rodească bucurie. Vedeți, e foarte important această bucurie a Duhului Sfânt, această roada Duhului Sfânt, pentru că dacă nu avem roada Duhului, degeaba vrei să avem darurile Duhului, degeaba pretinde că avem botezul cu Duhul Sfânt, ne trebuie să avem roada aceasta bucuriei. Vreau să te cercetezi în timp ce stai cu și în următoarea rugăciune să-i spui Domnului, Doamne, dăm această bucurie! Dăm, Doamne, această bucurie ca Sfântul Apostol Pavel, când scrie cartea către Filipeni, și când, în patru 4, capitoli, de 16 ori vorbește despre bucurie, și când, în capitolul 4, zice: Bucurați-vă, zic, Iar zic: Bucurați-vă! Ce motive ai tu, Sfântul Apostol, care stai în închisoare, să ne spui noi, care suntem în libertate, să ne bucurăm? El zice: Mă bucur pentru că mă rog pentru voi, mă bucur pentru că mă gândesc la voi, mă bucur pentru că văd înaintarea Evangheliei, mă bucur pentru că văd că Hristos câștigă bătălie după bătălie, chiar dacă eu pierd aparent luptă după luptă. Îl văd pe Domnul cum câștigă în viața voastră, cum vă ridică, cum vă transformă, cum vă dă noi perspective, cum vă maturizează, Când vă așează la nivelul potrivit, chiar în mijlocul necazurilor, chiar în mijlocul bolilor, chiar în mijlocul atacurilor. Eu mă bucur și mă bucur mult, zice Sfântul Apostol Pavel, și bucuria mea este deplină în Domnul, pentru că am o relație personală cu Dumnezeu, pentru că bucuria mea este rodită de Duhul lui Dumnezeu, în libertate sau în închisoare, mă bucur. Când e soare sau când e umbră, când e ceață sau când e o libertate clară, când se vede totul foarte clar, indiferent prin ce trec în viață, eu mă bucur. Eu mă bucur pentru că bucuria Domnului e forța care îmi dă da argument să merg înainte. Poate ai momente în care ești gata să cedezi. Spune Domnului în această seară, Doamne, dăm bucuria aceasta. Doamne, dă-mi bucuria mântuirii, Doamne. Ajută-mă să-mi refac relația mea cu tine, Doamne. Ajută-mă să am o relație reală cu tine, Doamne. Când mă pun în genunchi să simt prezența ta, când mă așez la volan și călătoresc și sunt singur și pot să mă rog să simt prezența ta în mijlocul oamenilor care îmi scriu mesaje amenințătoare sau calomniatoare, să am siguranță că Dumnezeul meu e pe tron și că vorbele lor n-au impact asupra mea, indiferent că m-ar blestema și câte lucruri răspune despre mine și neadevărate, pentru că tu, Doamne, Iisuse Hristos, mi-ai spus, bucurați-vă și veseliți -vă că Când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, mare este răsplata voastră în ceruri. Pentru că la fel a făcut și cu prorocii dinaintea voastră din Vechiul Testament, la fel a făcut cu Domnul Isus Hristos, la fel a făcut cu apostolii și au zis ei, am avut bucuria să suferim pentru numele lui Isus Hristos. Haideți să intrăm în această rugăciune în care să cerem din partea Domnului această bucurie pe care o generează Duhului Dumnezeu. Să ai pace și bucurie, să ai libertate, să ai siguranță, să mergi înainte și bucuria Domnului să fie forța. Care să-ți dea curaj să înaintezi, să ne rugăm cu toți. O oh, Doamne, suntem!